Băieții noștri înainte acestei partide importante cu FC Argeș. Hai Corvino! Este vorba de numele lui Remus Vlad. Fostul fundaș a fost primul fotbalist bunădărean campion la fotbal grație titlului cucerit în 1972 cu FC Argeș Pitești, fiind capitan într-o echipă în care se regăsea și regretatul Nicolae Dobrin și care era antrenat de cel mai tânăr tehnician din prima ligă la acea vreme, Florin Halagian. Mai trebuie menționat că invitatul nostru special de astăzi, domnul Remus Vlad, a fost capitan și în dubla cu Real Madrid, vinând în total 175 de jocuri în tricolul celor de la FC Argeș, pentru care a marcat de 4 ori, înainte de a se întoarce la Hunedoara în 1974. Thank you.
Prima repriza va fi prelungită cu un minut suplimentar.
Partida de astăzi va fi prelungită cu 3 minute suplimentare.
5-a victorie consecutivă acasă la Hunedoara.